După cum am discutat data trecută cu dumneavoastră, v-am promis că o să ne întâlnim de fiecare dată când o să intervină anumite modificări în activitatea spitalului. Putem să vă spunem că situația epidemiologică la momentul actual este una favorabilă, spre bucuria tuturor și, în primul rând, spre bucuria noastră. Tendința din ultima săptămână este una clar de micșorare a numărului de pacienți cu COVID care se internează în spital. Practic, am avut aproape zilnic aproximativ 30 de pacienți cu COVID care au fost externați. În așa fel încât astăzi avem în spital, tot ce înseamnă spital nou și sistem pavilionar, internați 206 pacienți cu COVID. Este un lucru îmbucurător, dar care, la momentul actual, impune anumite modificări. Dacă țineți minte, discutam înainte de acel plan de revenire a spitalului la activitatea de dinaintea epidemiei, un plan operațional care presupunea mai multe etape și era condiționat în ultimă fază de numărul de pacienți internați în spital, care era legat de numărul de pacienți ce pot fi îngrijiți în sistem pavilionar, și anume în spitalul vechi, în momentul de față avem 208 paturi pe care pot fi îngrijiți pacienții cu COVID. Și spuneam atunci că dacă vom ajunge la un număr de 150 de pacienți, atunci se va face mutarea tuturor pacienților în sistem pavilionar, în așa fel încât să putem să redeschidem spitalul pentru activități non-COVID. Într-adevăr, încă nu suntem la acel număr optim, dar situația o impune și sunt mai multe motive care determină la momentul de față modificarea structurii funcționale a spitalului, în sensul în care să putem să începem să acordăm asistență medicală tuturor pacienților din județ cu alte patologii non-COVID, patologii medico-chirurgicale și în special urgențe medicale și chirurgicale. Motivele care au determinat această modificare importantă în structura funcțională a spitalului sunt, în primul rând, faptul că a crescut foarte mult numărul de solicitări către spitalele din județ care nu mai fac față fluxului mare de pacienți cu patologii non-COVID. Foarte mulți pacienți timp de două luni nu au mai fost urmăriți sau nu și-au luat medicația și ajung la spitale în stadii destul de avansate ale bolii și decompensați. Un motiv important este că la momentul actual au intervenit anumite situații la nivelul clinicilor din Iași care primeau înainte anumite pacienți cu anumite patologii care nu pot fi rezolvate în județ, cum s-a întâmplat la Spitalul de Neurochirurgie, Ortopedie. Toate aceste lucruri au determinat să luăm o decizie. Nu o considerăm că este prematură, dar este o decizie foarte importantă și impusă de realitate. Până pe data de 2 iunie, spitalul intră într-o reorganizare importantă, funcțională, așa pentru pregătirea, ca după pregătire, pentru a putea, din data de 2 iunie, să începem să acordăm asistență medicală în toate specialitățile existente în spital, dar, repet încă o dată, pentru urgențele medico-chirurgicale. Asta nu înseamnă că nu vom acorda și asistență pacienților cu COVID. Spitalul rămâne în continuare COVID. Necesitatea, v-am spus, determinată de acele cauze importante, vor face ca de pe data de 2 iunie până la data respectivă noi facem modificări, da? Eliberăm anumite secții, facem transferuri de pacienți, pregătim secțiile unde facem dezinfecție terminală, necesită timp acest lucru, dar aproape sigur că de data de 2 iunie vom putea acorda asistență și pacienților care au nevoie atât de mult de
activități medicale în cadrul specialităților deficitare din județ. Schițez câteva detalii care ar fi de interes public. Pivotul reorganizării ține de necesitatea ca terapia intensivă să funcționeze în două module pe vechiul amplasament. Practic în locația propriu-zisă a ATI-ului se va lucra în sector curat, non-COVID, iar la etajul 7 se va crea un etaj întreg în care jumătate va fi ocupat de secția, modulul de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID, iar în cealaltă jumătate pacienții chirurgicali de diferite specialități chirurgicale cu COVID. Tot acolo va trebui să operaționalizăm o stație de dializă pentru pacienții cu COVID și practic întârzierea este dată până pe 2 iunie de necesitatea instalării unei stații de osmoză inversă pentru a putea deschide al doilea punct de dializă din spital, practic, pentru că hemodializa de la etajul 3 revine în sector non-COVID. Mai departe, redevin funcționale în sistem anterior pandemiei secțiile de neurochirurgie, chirurgie generală, ortopedie, urologie. Avem de asemenea foarte important în cele două etaje în care funcționa înainte cardiologia, vom avea un sector în care pacienții cu patologii cardiace, de medicină internă, diabet, nefrologie, gastroenterologie vor putea fi spitalizați. Așteptăm încă un aviz din partea medicului epidemiolog privitor la cardiologia intervențională, deoarece, teoretic, pacienții cu necesități în această privință vin suspecți și trebuie să-i considerăm ca atare, încă nu avem validate circuitele. Ar fi fost simplu dacă știam că un pacient este non-COVID și atunci circuitul existent era validat de la sine, întrucât după o analiză a situației de fapt și consultarea unor colegi de la cardiologie s-au ivit niște întrebări suplimentare. Am solicitat la rândul nostru lămuriri doamnei doctor Marcoci, cu care am colaborat în prima săptămână de la venirea militarilor și care a acceptat cu titlu temporar o colaborare cu spitalul nostru și în sfârșit putem să vă dăm o veste bună și în această privință. Vă reamintiți că ne tot plângeam de faptul că nu avem un epidemiolog. Nu îl avem ca prezență continuă în spital, însă odată pe săptămână doamna doctor a acceptat să vină într-o colaborare cu noi și să inspecteze situația, să facă analize și să ne propună soluții și să valideze circuitele pe care noi acum a trebuit să le schimbăm. În afara celor prezentate, cred că mai trebuie subliniat următorul aspect și fac un apel public, atât din partea domnului manager, cât și a mea și a colegilor. Nu putem considera că revenim la ce am fost înainte ca spital. Ne redeschidem pentru urgență și facem un apel din toată inima, cu tot respectul. Îi respectăm pe toți pacienții care au nevoie de serviciile noastre, dar vă rog, pentru că este o situație fără precedent. Niciun spital nu s-a mai confruntat cu situația de a fi COVID 100% și a redeschide chiar curajos, înainte de a atinge parametrii pe care noi îi schițasem ca fiind acceptabil și fezabil pentru a putea redeschide, deci facem, devansăm acest termen, dar nu vrem să ne confruntăm cu o situație neplăcută de a fi colmatați cu numărul mare de pacienți care s-ar adresa, deci contăm pe discernământul celor care vor avea intenția să vină la spital și
ne încredințăm că doar cei cu urgențe vor veni. Mai subliniem și următorul aspect. Epidemiologul a inspectat unitatea de primire urgențe, unde a constatat fluxurile de pacienți și circuitele care există și a considerat că este maximum de ce putem face în momentul de față, în sensul că există o delimitare între circuitele pentru pacienți COVID și cei non-COVID, însă ele nu sunt delimitate și fizic. Este doar o demarcare vizuală, ceea ce nu înseamnă că punem în primejde viața pacienților sau nu îi expunem riscului, dar nu putem nici să spunem că acest risc este zero. Cu alte cuvinte, intersectarea, cel puțin în fața amplasamentului computer tomografului, există. Recomandarea pe care am primit-o este să urmărim traseele pacienților cu COVID și să facem dezinfecție corespunzătoare în urma lor, ceea ce noi ne vom conforma, însă, repet, dacă vom fi asaltați cu un număr prea mare de urgențe, vor apărea timp de așteptare foarte mari și posibile colmatări ale sectorului tampon, care are o capacitate limitată. Încercăm de cât posibil să cohortăm pacienții suspecți, câte unul, maximum doi, într-un salon, astfel încât să respectăm și legea și indicațiile metodologiei aprobate din Institutul Național de Sănătate Publică. Și de asemenea, nu ne dorim să ne blocăm cu activitatea în blocul operator, unde, datorită faptului că, așa cum am expus la început, activitatea colegilor din terapie intensivă va fi foarte, foarte dificilă, pentru că ei trebuie să asigure un sector foarte greu în terapia intensivă cu pacienții COVID și un alt coleg să asigure supravegherea pacienților non-COVID și să asigure anesteziile în blocul operator pentru pacienții care vin ca urgență. Prin urmare, dacă vor fi foarte multe cazuri care vor trebui rezolvate în același timp în blocul operator, se va ajunge la timp de așteptare și în sectorul respectiv. Deci, încă o dată și cu asta închei, mizăm pe discernământul tuturor celor care pot fi pacienții noștri și ne dorim ca adresarea lor în primă instanță, până ne dăm seama cum putem funcționa în noua situație, care este o provocare pentru toată lumea, să vină atunci când într-adevăr consideră că au o problemă de sănătate care este încadrabilă ca urgență.